fericit, poarta albă s-a deschis, Gigi Becali a ieșit și a pornit glonț spre casă, cu Dumnezeu în suflet și cu Rolls-ul la picioare. Este cea mai scurtă zi pentru el, are multe de făcut și timpul nu stă în loc. Mai întâi și-a îmbrățișat fetele, soția și mama, apoi a mers la cimitir și-a petrecut primele ore cu presa, ca în vremurile lui de glorie. Și-a cerut iertare, a promis, a acuzat, a vorbit despre Dumnezeu și a plâns în hohote. Am zis că am dormit un an și am dormit o noapte și m-am trezit peste o noapte. Că când ești cu Hristos, poate cineva să-ți facă ceva. Și m-am unit cu Hristos și cred lui ca un împărat și Dumnezeu. Nimeni nu te poate atinge. Că v-am spus, chiar în ghearele morții de mă veți duce. Dacă Domnul e cu mine, de cine mă voi teme? Nu v-am spus așa? Cu Dumnezeu înainte și cu Rolls-ul la picioare. Așa și-a început Gigi Becali ziua libertății. La un an de când a fost arestat, a ieșit pe Poarta Albă la ora 9, iar după două ore claxona la poarta vilei din Pipera. Cum e acasă? Ce o să faceți astăzi? Am o rugăminte. O să vorbesc cu voi. Dar întâi să-mi salut familia și o să vorbesc cu voi, da? Asta este programul meu. Familie, cimitir, poliție. În casă, Becali a zăbovit cât să-și tragă sufletul. Mi-am luat fetele în brate și m-am dus la icoana mea. N-am plâns, că după aia plângeau fetele mai tare. Și zis, gata, terminam, da. A mers la cimitir cu tot alaiul de jurnaliști după el. Sunt jurnaliști în mizeria lor. Ce-o fac și cu asta, basta? Nu mai vă dați voi că bodyguard, că de bodyguard. Păi ce ai înțeles? Că gata, că de alt țară asta se întâmplă așa. Că fiecare nu ala, nu ala, nu ala, nu ala. Lasă, dacă nu știu nici așa, vadă capul nostru. Bă, dacă nu era nici presa asta, vadă capul meu, vorbeam cu becul în celulă și muream acolo și nimeni, nu zicea nimeni nimic. Dar celor de acasă a vrut să le facă viața mai ușoară. Când vorbeam cu mama îi spuneam, ce vrei? Nu vreau să vin acasă, vreau să stau cu Hristos pentru că îl iubesc mai mult pe Hristos. Și imediat o, tu ce credincioasă ești? Nu vreau să vin cu tine. Becali a aprins o candelă la mormântul mătușii și a îngenunchiat apoi la cel al tatălui. Tatăl meu și mămicuța mea sunt icoanele vii ale vieții mele. De mântuire a vorbit și imediat ce a intrat pe poarta cimitirului. De mântuire... Acum poate să fie becalizată România, pentru că slujesc numai lui Hristos și vreau toată țara românească frumoasă cu poporul românesc român să fie becalizată, pentru că dacă se becalizează, la Hristos se duce. Becali a făcut un anunț. Se va lepăda de jigniri. Dacă cineva cum înjură, sau zice jignește, sau zice ceva cu cuvânt urât, imediat mă cutremur în inima mea, pentru că am aruncat tot ce a fost urât din mine. Și a cerut iertare. Îi cer iertare doamnei Pora. Îi cer iertare lui Tărician. Îi cer iertare lui Chiriman. Și la toți cei ce i-am jignit și i-am supărat. Am trimis scrisori la președinte, i-am cerut iertare pentru toate câte am făcut. A recunoscut și că mai așteaptă o grațiere de la Băsescu, una colectivă înainte să expire mandatul, sau grațierea de la un viitor președinte. Eu cred că imediat cum va fi președinte domnul Ponta, pac, a treia zi grațierea lui Becali și a lui Gică Popescu. Eu așa cred. Fă așa ce spun eu. Dă grațierea! Și îți va da Dumnezeu fără chinuri, că se chinuie sărac. Da, că-i greu. Înainte să dea cu subsemnatul la secția de poliție unde trebuia să-și anunțe sosirea, Gigi a citit din plângerile pe care le va trimite președintelui țării, premierului, ministrului justiției și directorului SRI. 7 luni de zile trebuia să-mi iau telefonul mobil, să mă duc la Cagi, la Academie, să mă întorc seara, pentru că așa spune legea. E legea. N-ați citit-o niciunul. Puțin înainte de prânz a intrat cu pieptul înainte pe ușa secției de poliție. După turul început de dimineață, Gigi a promis că ziua porților deschise cu presa s-a încheiat la ora 13. N-am avut niciun interes și chiar obositor a fost. Dar din dragoste n-am putut să vă evit. Din bun simț n-am vrut să vă refuz.